O sumedenie de țări diferite au în comun Mediterana, mare care le spală plajele și le poartă tradițiile. Stilul mediteranean poate fi comparat cu un pahar de șampanie la bordul unui iaht sau cu o vacanță plină de relaxare la malul mării. Este un stil romantic și incitant în același timp, dar atât de diferit de la țară la țară. Stilul mediteranean nu este unitar, el suferă influențe și diferă în funcție de țară și chiar de continente. Astfel, casele drepte și albe, cu terase largi și pline de leandri și mușcate, ne duc cu gândul la Grecia, în timp ce casele mari cu coloane și arcade din marmură, care înconjoară o piscină, ne duc cu gândul la Spania. Iar casele din piatră neșlefuită, cu arcade mărginite de cărămizi perfecte, o îmbinare între rustic și renaștere, definesc Toscana italiană. Astăzi, acest stil este de fapt o colecție din cele mai întâlnite elemente de arhitectură, de design, coloristică și decorațiuni. Amenajările de acest tip se remarcă prin materiale naturale și elemente inspirate din natură. Casa mediteraneană cu acoperiș terasat are un aspect modern potrivit unei zone de litoral. Dacă ești îndrăgostit de soarele verii și de albastrul răcoros al mării, amenajează-ți casa în stil mediteranean. Acest stil este o combinare perfectă a eleganței cu frumusețea relaxării. Partea cea mai îmbucurătoare este că, dacă vrei, poți crea și acasă o atmosferă mediteraneană. Casele mediteranene sunt construite din piatră, teracotă, lemn și metal, pentru că țărmul Mediteranei furnizează ceea ce este foarte important pentru case, piatra. În general, casele sunt spațioase, au terase orientate spre mare și grădini decorate cu multe plante, fântâni sau piscine. Acest stil este din ce în ce mai adoptat chiar și la noi în țară. Piatra naturală este o materie primă indispensabilă pentru cei care vor să-și aducă în case atmosfera țărmurilor însorite cu măslin și portocali. Pereții din piatră, pardoselile ceramice, plăcile din pietre naturale, finisajele plate sunt trăsături esențiale ale unei case în stil mediteranean. Cele mai folosite pietre sunt marmura, granitul, calcarul și travertinul, regăsindu-se atât în pavarea pardoselilor, cât și în finisarea pereților. Thank you.
Atmosfera mediteraneană este simbolul spațiului sudic, pentru un mod de viață lejer. Casa cu influențe mediteranene are mai mult de un nivel și mai multe dormitoare. Terasa superioară poate fi amenajată ca spațiu suplimentar de petrecere a timpului liber. Acest stil are la bază culorile naturale, blânde, pigmentate, în nuanțe inconfundabile și accentuează ecourile mării și cerului mediteranean, lavanda, teracota sau nuanțele de galben pai, ori albul strălucitor. Pereții sunt predominant texturați și ar trebui să aibă texturile similare cu nisipul și profunde vizuale. Ferestrele trebuie să fie cât mai mari pentru ca lumina să inunde încăperile. Locuințele în stil mediteranean realizează o conexiune strânsă între interior și exterior. Terasele joacă un rol la fel de important precum livingul sau locul de luat masa, fiind utilizate cu precădere pe timpul verii. În acest caz, locuința se bucură de un peisaj natural deosebit ce merită contemplat. Să nu uităm de nelipsitele terase și de mobilierul, în general din lemn sau fier forjat, pe care se pun perne colorate și moi. Casa mediteraneană este una răcoroasă, cu vedere spre mare, înconjurată de vegetație, o casă care își protejează locuitorii de arșița verii și le oferă odihnă și relaxare. Încăperile amenajate în acest stil se inspiră din elementele naturii. Pereți de piatră, accesorii din fier forjat, pardoseli din marmură sunt câteva din elementele acestui stil de amenajare. Atracția este oferită de simplitate. Folosind materiale robuste, care rezistă în timp, imaginea oferită de stilul mediteranean este una rustică și primitoare. În astfel de încăperi nu există nicio încercare de a realiza ceva pretențios. Culorile definitorii sunt cele solare și marine, combinate cu un alb strălucitor, ce se regăsește de obicei la nivelul pereților. Specifice stilului mai sunt suprafețele acoperite cu mozaic și accesoriile din fier forjat. Pereții de piatră, mobilierul din lemn și pardoselile acoperite cu plăci ceramice sau marmură emană căldură, stabilitate și o notă rustică. Culorile folosite în general pentru pardoseală sunt cele de pământ și teracotă, iar texturile sunt brute și necizelate, cât mai aproape de aspectul natural al pietrei. Mobilierul din lemn masiv are o tentă de vechi, fie că e vorba de piese funcționale sau strict decorative. Mobilierul de ședere este confortabil, în ton cu atmosfera relaxată, specifică acestui stil. Paleta cromatică nu redă doar culorile pământii, ci și pe cele ale cerului și apei. Interioarele construite și decorate cu influențe mediteraneene sunt spațioase, deschise, cu ferestre generoase care permit pătrunderea soarelui.
totul transmite simplitate, liniște, căldură, ospitalitate. Piatra naturală, lemnul, sticla și fierul forjat sunt elemente des întâlnite, la fel ca și șemineul. Pardoseala este din lemn sau piatră naturală. Un material des întâlnit este marmura. Mulți preferă însă parchetul din lemn pentru că este mai cald. Mobilierul variază de la modele pur funcționale până la cele formale. Culorile gen lavandă, cărămiziu, oranj, verde, oliv, galben sunt nelipsite. În dormitor poți avea accesorii lucrate manual, veioze cu abajur din hârtie, iar la ferestre perdele și draperii lungi din materiale ușoare, diafane, albe, crem sau bleu-marin. Totul te duce cu gândul la relaxare și răsfăț. Stilul se caracterizează și prin culoare, iar aici putem vorbi de combinația albastru cu alb, amintind de vechea tradiție a vapoarelor, a costumelor marinărești, a călătoriilor. Acest stil creează o imagine plină de culoare, caldă și confortabilă. Bucătăria ne amintește de cea a bunicii, cu elemente naturale, simple și calde. Bucătăriile nu au spații goale și fiecare cotlon a fost creat pentru ceva anume. Fierul forjat poate fi folosit pentru o mulțime de accesorii sau pentru piese de mobilier. În băile mediteraneene, lemnul este un element important. Alături de el, piatra și accesoriile marine pot accentua decorul specific stilului. Accesorii decorative trebuie amintite elementele ceramice, ornamentele cu tentă marină și plantele exotice. Din decorurile mediteranene nu lipsesc nici accesoriile metalice din bronz, alamă sau fier forjat. Când spunem mediteranean, ne gândim imediat la influența mării.
Cu alte cuvinte, toate materialele și obiectele care au legătură cu apa și cu nisipul pot folosi ca decor. Pentru decorarea cu acest specific, se potrivește absolut tot ce găsim când mergem la plimbare pe țărm. Din scoici, nisip, pietre sau lemn învechit pot fi confecționate cele mai originale decoruri în amenajarea unei încăperi. Și câteva tablouri cu teme marine se încadrează bine în atmosferă. Funile, plasele sau pânzele oglindesc stilul mediteranean rustic de viață și ne amintesc de zilele de muncă ale pescarilor și marinarilor. Toate aceste elemente decorative sunt accente care dau stil și personalizează o încăpere. În prezent, stilul mediteranean poate fi întâlnit în locuințele contemporane mai mult sub forma unor influențe mixte cu elemente specifice altor stiluri decorative. Acest tip de design interior este ideal pentru orice buget, deoarece încăperile nu necesită neapărat mâna unui specialist, iar obiectele decorative sunt simple, naturale și deloc prețioase. Sub povara anilor și a indiferenței oamenilor, zona peninsulară și-a pierdut din farmecul de altădată. N-au mai rămas câteva din vechile clădiri, din păcate mult prea degradate, dar care ne duc cu gândul la vremurile bune de odinioară ale orașului de la malul mării. Casa cu lei este unul dintre imobilele reprezentative ale orașului Constanța, ce evidențiază varietatea caracterelor arhitecturale ale zonei peninsulare. Încă mai este o clădire fastuoasă, aflată, din păcate, într-o stare avansată de degradare. Are un portal flancat de patru coloane, pe al căror capiteluri străjuiește câte un leu. Construcția prezintă un amestec de caractere preromantice și genoveze, dar să ascultăm povestea ei.
Casa Culei este unul dintre edificiile cele mai cunoscute și mai îndrăgite ale Constanței, pentru că are o configurație specială, pentru care are o istorie specială și pentru care are o poziție specială. Să ne gândim că este în imediată apropiere a edificiului roman cu mozaic și că probabil sub fundațiile sale s-ar putea ca pământul să mai conțină alte urme și elemente de arhitectură antică dintre cele mai importante. Dar să revenim la momentul când s-a construit această clădire de către un mare arhitect al epocii, se numea Ioan Berindei, și lui se datorează câteva dintre cele mai frumoase edificii care există în această țară. Să ne gândim la Palatul Cantacuzino Nababul de pe Calea Victoriei, actualmente Muzeul Enescu, să ne gândim la Palatul Culturii din Iași, acel edificiu extraordinar în stil neogotic, să ne gândim la atâtea reședințe extraordinare pe care le-a realizat Berindei, într-un stil care ține de istorism, cu citate din elemente Art Nouveau, dar care se adapta comanditarului de fiecare dată. Trebuie știut că Berindei a realizat pentru prima dată în Constanța un alt edificiu care, din păcate, s-a pierdut. Este vorba despre Palatul Manisalian, care exista illo tempore în colțul pe care îl face strada Revoluției astăzi cu bulevardul Carpați, cu bulevardul fost Carpați, actualmente Elisabeta. Era o casă extraordinară, un palat construit de unul dintre cei mai mari negustori ai epocii și care, din păcate, a trebuit să fie demolat pentru că a suferit bombardamente în timpul războiului. Berindei a venit aici și a construit pentru Manisalian acest edificiu care a plăcut atât de mult încât un alt armean, Dicran Emirzian, proprietarul unui mare magazin de lux care se chema La Louvre, a comandat acest edificiu. Sigur că l-a comandat în stilul renașterii italiene, pentru că probabil fusese în Italia și i-a plăcut foarte mult acea zonă de arhitectură, avea și ce să-i placă de altfel. S-a adaptat Berindei cerințelor sale, dar nu a renunțat niciodată la lei care îi însoțesc întotdeauna creațiile arhitectonice vorbesc, fiind ca un soi de semnătură a marelui arhitect. Și vă sugerez acum să ne gândim la cei doi lei, printre care se pătrunde pe intrarea monumentală a Palatului Cantacuzino, de pildă. Aici lei se suie pe niște coloane și iată că întreaga clădire, care este cu fațada către o stradă laterală, se percepe doar din față în frumusețea ei exemplară, cu aceste ritmuri pe care le induce Renașterea, cu simetria absolută, cu această armonie a formelor pe care Berindei a știut să o adapteze edificiului propus. Sigur că această casă era vastă pentru o familie și proprietarul a închiriat-o. A închiriat-o la un moment dat unui mare magistrat, este vorba despre Lazar Munteanu, care a fost și unul dintre cei mai însemnați colecționari de artă din România. Din păcate, colecția sa a fost distrusă în timpul bombardamentelor. Avea o casă lângă Cismigiu, în București, și nu a vrut să plece de acolo, deși mulți bucureșteni se evacuaseră. Lazar Munteanu era nepotul fraților Calimderu, ei înșiși mari colecționari și moșieri. Iată așadar că Lazar Munteanu a închiriat această casă și își pusese pe pereți toată colecția. Zambaccean, care era tânăr și care pornea în viață din Constanța sa natală, vede aceste lucrări în apartamentul închiriat lui Lazar Munteanu, reușește să intre în casă și în felul acesta, relatează el mult mai târziu, dar cu o mare dragoste față de urbea natală, îi se declanșează dorința de a colecționa, care probabil că exista undeva, dar trebuia să găsească elementul declanșator, elementul care să o motiveze.
Sigur că această casă cu ulei a avut apoi o istorie dintre cele mai interesante, a fost unul dintre restaurantele cele mai frumoase ale Constanței în deceniile 6 și 7. Acum ea se află într-o stare în care trebuie făcute anumite intervenții, pentru că, desigur, este monument de arhitectură și este un monument de arhitectură purtător de semnificații, fiind nu numai una dintre cele mai frumoase case ale Constanței, dar stă și mărturie ale felului în care gândeau negustorii armeni de la începutul secolului trecut, în proporții elegante și armonioase, dar la o categorie stilistică la care erau îndreptățiți, nu numai prin averea pe care o dețineau, dar și prin cultura pe care o acumulaseră. Grădinile de pe lângă diverse instituții pot fi considerate grădini speciale. De ce? Pentru că ele trebuie să îndeplinească anumite condiții. Ca idee generală, acest spațiu verde trebuie să relaxeze ochii și mintea și să estompeze, într-o oarecare măsură, banalitatea peisajului înconjurător. Aceste grădini reprezintă o carte de vizită pentru instituțiile respective și un impact neobișnuit asupra mediului încadrat de ziduri. Spațiile verzi din cadrul instituțiilor pot fi plasate în curți interioare, ca cea din imagine, cu o vegetație care să se potrivească stilului sobru, dar și condițiilor uneori vitrege, praf, fum sau căldură excesivă. Vă vom prezenta o astfel de grădină amplasată în curtea interioară a unei instituții. Deși nu par aglomerate, aici sunt adunate 74 de plante, alese pe considerente privind rezistența și condițiile de mediu. Grădina este realizată pe verticală, permițând accentuarea ideii de spațiu. Are un considerabil efect vizual, având în vedere că este plasată într-un cadru înconjurat de ziduri și uși. Vizualizarea întregii amenajări se poate face atât de la parter, cât și de la etaj. Luminatorul a fost tratat ca un miez viu al clădirii, fiind transformat într-o veritabilă grădină deschisă, luminată zenital, în jurul căreia pivotează întreaga organizare internă.
Astăzi vorbim despre o grădină interioară veche, care acum de curând a fost reamenajată. Ea are deja vreo 6 ani, de fapt. Vedem după acești palmieri. Da, într-adevăr. Este o curte interioară, putem să-i spunem o curte interioară. Este în cadrul unei instituții, o lucrare pe care am realizat-o în august 2002 și care la acest moment a impus anumite modificări în structură, deoarece o parte din plantele existente atunci crescuseră foarte mult și unele din ele se deterioraseră. Și atunci am considerat că nu e cazul să respectăm același desen și putem să modificăm grădina în ansamblu ca și structură, ca și desen și ca specii, ca diversitate de specii. Am mers în continuare pe ideea de a face un decor numai folosind plante cu frunze, care să decoreze prin frunze, pentru că consider... Unele au și floricele. Unele au și flori, în schimb, am ales plantele cu flori, numai cu flori deschise la culoare și cu flori care să nu fie, știu, poate foarte pretențioase. Pot să spun că am făcut și o mică excepție, am vrut ca în această grădină să existe plante de gardenia. Gardenia ce culoare are? Gardenia în flori de culoare alb-crem, dar flori puternic parfumate. Deci tot alb, da, deci tot deschis, dar flori puternic parfumate. În momentul în care am plantat aici, gardenile erau înflorite și, într-adevăr, era o biere plăcută în momentul în care intrai în această instituție. Prefer să merg pe ceea ce înseamnă decor prin frunze, pentru că sunt conștientă de faptul că într-o instituție îngrijirea plantelor nu este chiar atât de facilă. Trebuie să existe o persoană care să se ocupe de ele și mai mult decât atât o persoană care să le iubească și care să știe ce să facă acestor plante. Am ales ca și variație de frunze, n-am diversificat foarte mult ca și specii, dar am ales ca și texturi de frunze. De pildă avem aici 2 varietăți de ferigă. Avem Nephrolepis, feriga clasică pe care o cunoaște toată lumea, colon fundal, cu frunza aceea foarte frumos crestată. Și avem aici în față Asplenium, cu frunza aceasta întreagă și cu marginile ondulate. Da? Deci e o frunză deosebită, deși este o plantă tot verde, dar are o frunză deosebită. Diefenbachia, la fel ca și joc al culorii de frunze, și Diefenbachia împreună cu ce înseamnă Ficus pumila, care în timp se va întinde și va ocupa tot spațiul alocat pentru dezvoltarea lui. Și Spatifilum, 2 varietăți de spatifilum, spatifilum cu frunzele mici și, în contrast, ca și mărime a plantelor, spatifilumul acela cu frunze foarte mari, varietatea Mozart. Am reorganizat ca și desen, în continuare am folosit pietrișul ca și material de contrast și de delimitare a zonelor plantate. Această grădină poate fi privită foarte frumos de sus, de la etaj, deși la momentul acesta Phoenix a crescut foarte mult și nu mai e o vizibilitate foarte bună, dar de sus reprezintă un desen frumos care sugerează o mișcare și se încadrează bine cu ce înseamnă vegetația de aici. Cum se udă această grădiniță? Ca să ușurăm oarecum acest aspect, pentru că, după cum vedeți dumneavoastră, suprafața nu este chiar atât de mică și numărul plantelor e destul de mare, aleile acestea, pietrișul acesta poate fi considerat și ca posibilitate de a accesa în dreptul plantelor, să le poți îngriji și să poți să faci tratamente, să cureți, să, știu, să administrezi fertilizanți. Tocmai pentru a veni în sprijinul celor care îngrijesc această curte, am montat pe sub nivelul solului un sistem de irigare prin furtune cu picurătoare, pe care l-am programat să udă o anumită perioadă de timp și e mult mai simplu. Mai simplu de întreținut o astfel de grădină în condițiile acestea. Acest sistem se poate folosi și într-o grădină mare, nu? Absolut, absolut. În curțile mari există sisteme de irigat automatizate. Oferă clientului independență și îl scutește de o mare grijă, pentru că la un moment dat, udatul grădinii e o mare problemă.
Și există sisteme care folosesc aspersoare pentru suprafețe mari și în special pentru gazon și sisteme care folosesc furtune cu picurătoare pentru zona cu plante, pentru suprafețele înguste unde aspersoarele ar risipi prea multă apă. Deci există variante pentru orice tip de grădină. Cam ce adâncime are aici pământul? Cam cât pământ este? E de ajuns pământul care este aici? În momentul în care noi am lucrat această grădină pentru prima dată, constructorii mi-au spus că această jardinieră are legătură cu solul. Deci nu există la o anumită adâncime o placă de beton care să ne împiedice. Drept dovadă, aceste plante de fenix, în momentul în care noi le-am plantat în 2002, n-aveau mai mult de 80 de centimetri în înălțime. Deci dacă ne uităm la ele, când 6 ani de zile au ajuns aproape la 3 metri, s-au simțit foarte bine și și-au dezvoltat rădăcinile în toată suprafața aceasta de pământ care există aici. Un lucru grozav care nu îl poți realiza într-un ghiveci, din păcate. Spuneți-mi, în continuare, în grădină se plantează numai cu baloți, așa? Da. Am văzut da. Că și lucrătorii, florile care le-au adus aici, numai cu baloți. Da, într-adevăr. Bine, aici vorbim de plante de interior care nu pot veni altfel decât în ghiveci. Dar pentru momentul acesta, dacă ieșim în grădină, se poate planta. În schimb, ar trebui să evităm zilele foarte calde, pentru că și în aceste condiții, plantele dau dovadă că suferă puțin în momentul în care sunt trecute în grădină și atunci poate evităm puțin zilele calde, poate știu, încercăm să limităm această activitate în iulie și în august și putem să începem din nou în forță în septembrie. Este într-adevăr o grădină specială, o provocare, o încercare reușită de a aduce un colț din natură în mijlocul unei instituții amplasată într-o zonă aglomerată și poluată a orașului. Mobilierul modern este făcut din palme laminat, sticlă și inox, într-o cromatică unitară cu finisaje, având la bază alb, negru și gri. Canapele confortabile, paturi odihnitoare și locuri de depozitare încăpătoare, dar și estetice. Toate acestea, adunate în căminul nostru, ne dau ocazia să exprimăm ce simțim, ce vrem și ceea ce suntem la un moment dat. Dacă dormitorul dumneavoastră este destul de încăpător, cu siguranță merită și un dressing pe măsură. Avem aici un dressing cu dublări de jur împrejur pentru a da impresia de masivitate și pentru a scoate în evidență ușile. Ușile care au ca element de noutate acest furnir lipit pe pal, care creează un model, în cazul de față un model abstract, gen intarzie. Ca elemente de funcționalitate în dressing avem un lift, pentru o folosire mult mai ușoară a hainelor de pe umeraș, se iau mai ușor, se duc la loc. Mai avem acest suport pentru pantaloni, pentru o mai bună aranjare și gestionare. Acest suport pentru cravate și butoni sau eventual alte lucruri. Și aici un coș pentru rufe, eventual rufe necălcate, șosete și altele care se pot pune mult mai ușor într-un coș decât într-un raft. Acest dressing are iarăși ușile cu închidere ușoară, cu frână, se pot trânti, dar nu se trântește, are un element de oprire pe uși. Aici avem un dressing nișe cu uși glisante. Uși glisante în cazul de față transparente, dar nu e obligatoriu să fie transparente, pot fi și cu sticlă, să nu se vadă prin ea. În cazul de față transparente cu un model sablat și iluminate pe interior, probabil pentru a găsi mult mai repede lucrurile. Avem un dressing cu o compartimentare stas, pe partea asta numai rafturi, în partea alta pentru haine puse pe umeraș și în partea asta la fel pentru haine scurte, cu sertare,
pentru a pune diferite lucruri care nu stau la fel de bine pe raft. Ca element de noutate la dressing-ul ăsta sunt bările acestea care înlocuiesc clasicele laterale, bări foarte rezistente din aluminiu, pentru un dressing mult mai degajat, mult mai aerisit și mai modern în același timp. Mobilierul minimalist este practic, ușor de manevrat, dar are și un dezavantaj. De multe ori se poate dovedi neîncăpător, așa încât, în dormitor, dacă vă permite spațiul, puteți ieși puțin din aceste tipare, folosind un dulap înalt până în tavan și cu uși culisante. Vă prezint aici un dormitor în negru și alb, care este contrastul ideal, cu diferite elemente de sticlă, lemn și piele în cazul patului. Avem aici o comodă cu foarte multă sticlă pe ea, cu sertar. În partea asta alaltă un dulap cu ușă glisantă, cu uși glisante, de fapt, cu o compartimentare stas pentru un dulap și un pat din piele care denotă o notă de căldură și e mult mai moale, să zic, adică probabil mai greu să te lovești în el. La pat, tetierele sunt reglabile, se pot da mai sus sau mai jos în funcție de poziția pe care o aveți în pat, în funcție de ceea ce faceți, vă uitați la televizor sau citiți o carte. Puteți să vă așezați tetiera în așa fel încât să stați foarte confortabil. Dacă vrei să fii excentrică, nu doar la culoare, ci și la forma mobilierului, poți alege un pat rotund, adăugând astfel stil, plăcere și confort dormitorului tău. Aici avem un element spectaculos, un pat rotund, visul oricărui adolescente sau chiar și oricărui adolescent, inclusiv petalele de trandafir, presupun că fac parte din vis. Patul se numește Love, este un pat oval, nu chiar rotund, de impresia de rotund, din piele ecologică. Un pat care a atras foarte mult, asta se vede prin vânzările pe care le-a avut până acum. Un pat pretabil în special dormitoarelor mari, pentru că este un pat mărișor, dar, după cum am zis, spectaculos. Nu trebuie să uitați că o încăpere cu mult mobilier obosește. Alegeți ceea ce vi se potrivește cel mai bine, ceea ce vă reprezintă și dați camerelor un aer distinct.